Bună dimineața! Astăzi vom citi capitolele 16 și 17 din Cartea Ezechiel. Vom afla despre asemănarea Ierusalimului cu o mireasă necredincioasă și despre fabula viței și a celor doi vulturi. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Ezechiel 16. Ierusalimul, mireasa necredincioasă a lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit zicând: Fiul omului, fă-i cunoscute Ierusalimului urăciunile și spune-i: Așa vorbește Stăpânul Domn către Ierusalim. Prin origine și naștere ești din țara cananiților. Tatăl tău era amorit, iar mama ta hitită. La nașterea ta, în ziua în care te-ai născut, buricul tău nu a fost tăiat, nu ai fost scăldată în apă ca să fii curățată, nu ai fost frecată cu sare și nici înfășurată în scutece. Nimănui nu i-a fost milă și nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă unul dintre aceste lucruri. Ai fost aruncată pe câmp, pentru că ai fost disprețuită chiar din ziua în care te-ai născut. Atunci eu am trecut pe lângă tine și te-am văzut zbătându-te în propriul tău sânge. Și în timp ce tu erai în sângele tău, ți-am zis: trăiește! Da, în timp ce tu erai în sângele tău, eu ți-am zis: trăiește! Te-am făcut să te înmulțești ca florile câmpului. Ai crescut, te-ai făcut mare și te-ai gătit cu podoabe. Sâniții s-au rotunjit și ți-a crescut părul, dar erai tot goală și neacoperită. Când am trecut pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că îți venise vremea, vremea dragostei. Atunci mi-am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, am făcut un jurământ față de tine și am intrat în legământ cu tine, zice Stăpânul Domn, și ai devenit a mea. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu ulei. Te-am îmbrăcat cu haine brodate, te-am încălțat cu sandale din piele trainică, te-am îmbrăcat cu in subțire și te-am gătit cu mătase. Te-am împodobit cu podoabe, ți-am pus brățări la mâini și lănțișori la gât. Ți-am dat inel pentru nas, ți-am pus cercei la urechi și coroană frumoasă pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur, cu argint și cu veșminte scumpe de in subțire și din mătase. Ai mâncat făină aleasă, miere și ulei. Te-ai făcut tot mai frumoasă și ai ajuns chiar regină. Ți-ai făcut un nume printre națiuni datorită frumuseții tale, căci aceasta era desăvârșită datorită măreției mele cu care te învăluisem, zice Stăpânul Domn. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și te-ai prostituat pe măsura renumelui tău. Ți-ai revărsat desfrânările asupra tuturor trecătorilor și frumusețea ta a devenit a fiecăruia. Ai luat din hainele tale, ți-ai făcut înălțimi viu colorate și te-ai prostituat pe haine. Așa ceva nu s-a mai întâmplat și nu se va mai întâmpla vreodată. Ți-ai luat podoabele tale frumoase din aur și din argint pe care eu ți le dădusem, ți-ai făcut chipuri de bărbați și te-ai prostituat cu ele. Ți-ai luat apoi hainele brodate ca să le acoperi, iar uleiul și tămâia mea le-ai pus înaintea lor. Hrana mea pe care ți-o dădusem, făina aleasă, uleiul și mierea pe care ți le dădusem să le mănânci, le-ai închinat lor ca să le fie o aromă plăcută. Așa s-a întâmplat, zice Stăpânul Domn. Ai luat fiii și fiicele pe care mi-i născuseși și i-ai sacrificat pentru ei ca dar de mâncare. Și acestea sunt numai o parte din desfrânările tale. Mi-ai înjunghiat fiii și i-ai dat lor, sacrificându-i în foc în cinstea acestora. În mijlocul tuturor urăciunilor și desfrânărilor tale, nu ți-ai amintit de zilele tinereții, când erai goală și te zbăteai în propriul tău sânge. Vai, vai de tine, zice Stăpânul Domn! După toate relele pe care le-ai făcut,
ți-ai mai construit și un sanctuar înalt și ți-ai făcut câte o înălțime în fiecare piață. La capătul fiecărei străzi ți-ai construit o înălțime și ți-ai făcut disprețuită frumusețea, desfăcându-ți picioarele înaintea fiecărui trecător și înmulțindu-ți desfrânările. Te-ai prostituat cu egiptenii, vecinii tăi cu trupul plin de vlagă și ți-ai înmulțit desfrânările ca să mă mâni. De aceea, iată, mi-am întins mâna împotriva ta și ți-am redus partea hotărâtă ție. Te-am dat pe mâna celor ce te urau, adică a filistencelor, care până și ele s-au rușinat de calea ta desfrânată. Apoi te-ai prostituat și cu asirienii, pentru că erai nesătulă. Te-ai prostituat, dar tot nu te-ai săturat. Ți-ai înmulțit desfrânările cu Caldeea, țara negustorilor, dar nici cu aceasta nu te-ai săturat. Cât de decăzută trebuie să-ți fie inima, zice stăpânul Domn, de ai făcut toate aceste lucruri întocmai ca o prostituată nerușinată. Totuși, când ți-ai construit sanctuarele înalte la fiecare capăt de stradă și ți-ai făcut înălțimi în fiecare piață, nu ai fost ca o prostituată, căci ai luat în derâdere plata, ci ai fost ca o soție adulteră care îi preferă pe străini în locul soțului ei. Tuturor prostituatelor li se dau daruri, dar în cazul tău tu ai fost cea care ai dat daruri tuturor amanților tăi. Le-ai dat mită ca să vină la tine din toate părțile pentru desfrânare. În ce privește desfrânările tale, ai fost diferită de celelalte femei, pentru că tu nu ai avut căutare ca prostituată, căci în loc să primești plată, ai dat plată. De aceea ai fost diferită. Prin urmare, prostituato, ascultă cuvântul Domnului. Așa vorbește stăpânul Domn. Pentru că ți-ai dat frâu liber poftei și ți-ai expus goliciunea prin desfrânările tale cu amanții și cu toți idolii urăciunilor tale, cărora le-ai dat sângele fiilor tăi, de aceea, iată, îi voi aduna pe toți amanții în care ți-ai găsit plăcerea, pe toți aceia pe care i-ai iubit și pe toți aceia pe care i-ai urât. Îi voi aduna împotriva ta din toate părțile și îți voi expune goliciunea înaintea lor. Și astfel ei îți vor vedea toată goliciunea. Te voi judeca sub acuzația de adulter și vărsare de sânge și vei gusta cât de sângeroasă este furia și gelozia mea. Te voi da în mâinile lor, astfel că ei îți vor dărâma sanctuarele cele înalte, îți vor zdrobi înălțimile, te vor dezbrăca de hainele tale, îți vor lua podoabele tale frumoase și te vor lăsa goală și neacoperită. Vor veni împotriva ta în grup, te vor omorâ cu pietre și te vor tăia cu săbiile. Îți vor da foc caselor și te vor judeca înaintea ochilor multor femei. Voi pune astfel capăt prostituției tale și nu îți vei mai plăti iubiții. Apoi voi da odihnă furiei mele îndreptate împotriva ta și voi îndepărta de la tine gelozia mea. Mă voi liniști și nu voi mai fi mânios. Pentru că nu ți-ai amintit de zilele tinereții tale, ci m-ai stârnit prin toate aceste lucruri, iată, îți voi întoarce calea asupra capului tău, zice stăpânul Domn. Nu tu ai adăugat desfrânări la toate urăciunile tale? Iată că toți cei ce spun zicători vor spune despre tine următoarea zicală. Cum este mama, așa este și fata. Tu ești fata mamei tale, care și-a detestat soțul și fiii, și ești sora surorilor tale, care și-au detestat soții și fiii. Mama voastră a fost hitită, iar tatăl vostru a murit. Sora ta cea mare a fost Samaria. Ea locuia la nord de tine împreună cu fetele ei. Sora ta cea mică a fost Sodoma. Ea locuia la sud de tine împreună cu fetele ei. Tu nu numai că ai umblat pe căile lor și ai comis urăciunile lor, ci în scurt timp te-ai pervertit mai mult decât ele în toate căile tale.
Viu sunt eu, zice stăpânul domn, că sora ta, Sodoma, și fetele ei n-au făcut ceea ce tu și fetele tale ați făcut. Iată care a fost nelegiuirea Sodomei, sora ta. Ea și fetele ei erau mândre, îmbuibate de hrană și trăiau în lâncezeală și nepăsare. Ele nu sprijineau mâna săracului și a nevoiașului. S-au mândrit și au comis urâciuni înaintea mea. Când am văzut lucrul acesta, le-am îndepărtat. Iar Samaria n-a făcut nici jumătate din păcatele tale. Urăciunile tale au fost mai multe decât ale lor. Prin toate urăciunile pe care le-ai comis, le-ai făcut pe surorile tale să pară drepte în comparație cu tine. De aceea, poartă-ți și tu rușinea, fiindcă le-ai făcut pe surorile tale să pară drepte. Căci păcatele tale, care te-au făcut mai demnă de dispreț decât ele, le-au făcut pe ele să pară mai drepte decât tine. Acum, acopere-te și tu de rușine și poartă-ți rușinea, căci le-ai făcut pe surorile tale să pară drepte. Îi voi aduce însă înapoi atât pe captivii lor, pe captivii Sodomei și ai fetelor ei, și pe captivii Samariei și ai fetelor ei, cât și pe captivii tăi, alături de ei, ca și tu să-ți porți rușinea și să-ți fie rușine pentru tot ce ai făcut. Le vei fi astfel un motiv de mângâiere. Când sora ta, Sodoma, împreună cu fetele ei, se vor întoarce la starea lor de dinainte, iar sora ta, Samaria, împreună cu fetele ei, se vor întoarce la starea lor de dinainte, atunci te vei întoarce și tu împreună cu fetele tale la starea voastră de dinainte. Nu aminteai nimic de Sodoma, sora ta, în ziua mândriei tale, înainte de a ți se descoperi răutatea. Acum însă tu ești de batjocura fetelor Edomului și a tuturor vecinelor lor, a fetelor filistenilor, a celor ce te disprețuiesc de pretutindeni. Vei purta acum pedeapsa pentru desfrânarea ta și pentru urâciunile tale, zice Domnul. Promisiunea unui legământ veșnic. Așa vorbește stăpânul domn. Îți voi face la fel cum ai făcut și tu, care ai disprețuit jurământul, rupând legământul. Dar îmi voi aminti de legământul făcut cu tine în tinerețea ta și voi încheia cu tine un legământ veșnic. Atunci îți vei aminti de căile tale și îți va fi rușine când le vei primi pe sora ta cea mare și pe sora ta cea mică. Ți le voi da ca surori, dar nu pe temeiul legământului meu făcut cu tine. Eu voi încheia legământul meu cu tine și vei ști astfel că eu sunt Domnul. Când voi face ispășire pentru tot ce ai făcut, îți vei aduce aminte de trecutul tău. Îți va fi rușine și nu vei mai deschide niciodată gura din cauza umilinței în care te vei afla, zice stăpânul domn. Ezechiel 17. Fabula viței și a celor doi vulturi. Cuvântul Domnului mi-a vorbit zicând: Fiul omului, rostește o fabulă, spune o pildă casei lui Israel. Spune-i, așa vorbește stăpânul domn. Un vultur măreț, cu aripi mari, cu pene lungi, cu penaj bogat și divers colorat, a venit în Liban și, prinzând vârful unui cedru, i-a rupt cea mai de sus rămurea, a dus-o într-o țară de negustori și a plantat-o într-o cetate comercială. Apoi a luat sămânță din țară și a semănat-o într-un pământ roditor. A pus-o lângă o apă mare și a plantat-o ca pe o salcie. Sămânța a încolțit și s-a făcut o viță întinsă, dar nu prea înaltă. Ramurile ei erau întoarse spre vultur, iar rădăcinile erau sub el. Astfel ea a ajuns o viță care a dat lăstari și a făcut mlădițe. Mai era însă un alt vultur măreț, cu aripi mari și cu penaj bogat. Și iată că vița aceasta și-a îndreptat cu lăcomie rădăcinile spre el și și-a întins mlădițele spre el ca să îi se dea mai multă apă decât pe solul plantației pe care se afla.
Ea fusese plantată pe un teren bun și lângă ape multe, ca să facă ramuri, să dea rod și să devină o viță minunată. Prin urmare, spune-i: așa vorbește stăpânul Domn. Oare îi va merge bine? Oare nu-i vor fi smulse rădăcinile și nu-i vor fi tăiate roadele? I se vor veșteji toate frunzele, i se va usca butucul și nu va fi nevoie nici de braț puternic, nici de oameni mulți pentru ca rădăcinile să-i fie îndepărtate. Iată că este plantată. Îi va merge bine oare? Când vântul de est va sufla împotriva ei, oare nu se va usca ea de tot? Oare nu se va usca chiar pe terasa unde a încolțit? Cuvântul Domnului mi-a vorbit zicând: întreabă această casă răzvrătită, nu știți ce înseamnă aceste lucruri? Apoi spune-le: iată, împăratul Babilonului a venit la Ierusalim, i-a luat regele și prinții și i-a dus cu el în Babilon. Apoi a luat un urmaș la împărăție și a încheiat cu el un legământ, punându-l sub jurământ. Totodată i-a luat și pe nobilii țării ca să slăbească regatul, așa încât să nu se mai ridice, ci să păzească legământul, rămânându-i loial. Dar regele s-a răsculat împotriva lui și a trimis un mesager în Egipt, ca să-i dea cai și un mare număr de oameni. Va reuși el oare? Cel ce a făcut aceste lucruri, va scăpa el oare? Să rupă el legământul și să scape? Viu sunt eu, zice stăpânul Domn, că regele va muri în Babilon, acolo unde locuiește împăratul care l-a numit rege, al cărui jurământ l-a disprețuit și al cărui legământ l-a rupt. Faraon, cu armata sa cea mare și cu mulțimea sa cea numeroasă, nu-l va ajuta în război când se vor înălța rampe de asalt și se vor construi întărituri pentru nimicirea multor vieți. Pentru că a disprețuit jurământul, rupând legământul, pentru că, deși a încheiat un legământ, a făcut totuși toate aceste lucruri, nu va scăpa. De aceea viu sunt eu, zice stăpânul Domn, că voi întoarce împotriva lui jurământul meu pe care l-a disprețuit și legământul meu pe care l-a rupt. Voi arunca asupra lui plasa mea și va fi prins în lațul meu. Îl voi duce în Babilon și îl voi judeca acolo pentru necredincioșia arătată față de mine. Toți fugarii din trupele lui vor cădea uciși de sabie, iar pe cei ce vor rămâne îi voi împrăștia în toate direcțiile. Și veți ști astfel că eu, Domnul, am vorbit. Așa vorbește stăpânul Domn. Eu însumi voi rupe o rămurea din vârful măreț al unui cedru și o voi planta. Din vârful ramurilor lui voi rupe o mlădiță firavă, pe care eu însumi o voi planta pe un munte înalt și măreț. O voi planta pe un munte înalt al lui Israel. Acesteia îi vor crește ramuri, va da roade și va deveni un cedru maiestos. Păsări de tot felul se vor așeza în el și la umbra ramurilor lui vor locui tot felul de înaripate. Și toți copacii câmpiei vor ști că eu, Domnul, pot să smeresc un copac înalt și pot să înalț un copac neînsemnat. Pot să usuc un copac plin de viață și pot face să înflorească un copac uscat. Eu, Domnul, am vorbit și așa voi face. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Puneți încrederea în Dumnezeu. Fii sigur că planul lui de a te salva va da rezultate. El te va mântui. Să ai succes astăzi în tot ceea ce vei face și să fii o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Îți mulțumesc pentru că susții proiectul Biblia Zilnică. Rugăciunile tale, distribuirea clipului și donațiile sunt foarte importante. Dumnezeu să-ți răsplătească implicarea. Să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!